Cele 24 de autobuze au o valoare de achiziție de peste 56 de milioane de lei și vor fi livrate de către compania românească BMC Truck and Bus. Proiectul include și construirea și punerea în funcțiune a șapte stații de încărcare rapidă și a 24 de stații de încărcare lentă. Cele 24 de autobuze electrice de 10 metri vor fi utilizate în transportul public din Iași, după cum urmează. 14 pe ruta 42 Copog-Cug, 10 pe traseul 52 Piața Alexandru cel Bun, pasaj Octav în copo Celelalte autobuze sunt destinate municipiilor Târgu Mureș, Tulcea și Piatra Neamț. Finanțarea este asigurată prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Grație fondurilor europene, primăria municipiului Iași a contractat 32 de tramvaie ultramoderne PESA și BOZANCAIA, dintre care 15 au ajuns deja în Iași pentru încă 20 de autobuze electrice Solaris de o lungime de 12 metri fiecare. De asemenea, se continuă proiectul amplu de modernizare a liniilor de tramvai și construirea unui nou depou independent energetic în cartierul Dacia.